să ne spui cum ai primit vestea că o să joci în Vlad. Păi eu întotdeauna când pot să-mi fac meseria de actor, sunt bucuros. Pentru asta m-am pregătit, pentru asta am făcut o facultate primordial și înainte de a fi, de a face o trupă și de a fi muzician, m-am făcut teatru și asta mi-am dorit să fac film și abia după aia a urmat muzica. Și de fiecare dată când fac film sau teatru, sunt foarte bucuros, adică e, cred, ceea ce știu să fac cel mai bine. Ce poți să ne spui despre personajul pe care tu îl vei juca? E un personaj destul de împotriva firii mele, neapărat un politician cu destul de multe afaceri necurate. Sunt cunoscute opiniile mele despre clasa politică în general și despre o parte din clasa politică care ne-a tot condus în ultimii ani. Și cred că e foarte amuzant ca tocmai mie să-mi pice un politician, dar pe de altă parte, fiind un contramploa, mi se pare interesant. Și cred că sunt niște nuanțe pe care le poți strecura ca să aduc unui personaj negativ și un pic de farmec. Cum crezi că te vor percepe oamenii? Cred că oamenii au puterea de a intra în poveste și de a o percepe ca atare. Oamenii o să mai descopere un pic din mine ca actor. Sper să mai descoper și eu un pic din mine ca actor. Dar nu-mi fac probleme că va fi o percepție distorsionată. Ce înseamnă Vlad, serialul Vlad pentru tine? E foarte amuzant că m-am întâlnit cu foarte mulți oameni cu care lucrez. De exemplu, am avut scene și am scene cu Adrian Titieni, cu care lucrez în Tartuf, la Teatru de Comedie, cu care am jucat prima dată împreună în 95. Raluca Produ a apărut în videoclipul Bad for Love, acum este soția mea. E amuzant că Adin Artea a apărut în videoclipul Epilog în anii 2000. E un pic de familie așa și de oameni cu care mi-a plăcut să mă regăsesc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.